Ne uităm și la bilanțul zilnic de noi cazuri de coronavirus și am observat că nu se mai testează. Nu se mai testează la capacitatea pe care noi o avem și de astfel vedem și foarte multe cazuri la terapie intensivă în continuare. Deci, cred că ar trebui să gândim un pic lucrurile echilibrat, pentru că totuși, situația e mai bună în acest moment. Chiar dacă luăm în calcul că se testează mai puțin, totuși și numărul pacienților care sunt la terapie, chiar dacă nu e o scădere importantă, dar au mai scăzut. Deci e clar că este un echilibru și acolo, din fericire. Asta vă pot spune și la nivel de spitale. Și spitalele de primă linie au într-adevăr o situație mai bună decât înainte, ca număr de prezentări, ca număr de pacienți care așteaptă în gardă, etc. Asta se întâmplă la Institutul Matei Balș și cu siguranță e peste tot. Chiar și la nivelul locurilor de internare, sigur, în continuare este o presiune și sunt mulți pacienți internați, dar mai sunt locuri libere. Nu mai e situația imposibilă care era în urmă cu o lună și ceva. Nu înseamnă că nu pot veni și vremuri grele. Până să intre vaccinul în funcțiune, o să mai dureze până vom avea acea masă importantă la nivelul populației care să fie imunizată. Deci eu aș gândi lucrurile în felul următor. Sigur că testarea ar fi bine să fie extinsă. Mai ales că acum testăm și cu teste antigenice rapide. De multe ori sunt și teste făcute acasă care nu sunt raportate, da? Ce este important în final din punctul meu de vedere este așa, în momentul în care avem un test, că e rapid sau că e PCR, este important ca primul gest să fie de izolare. Al doilea gest ar trebui să fie o discuție cu medicul de familie pentru a face o evaluare și a lămuri dacă suntem într-o formă ușoară sau nu, dacă avem sau nu factori de risc, dacă trebuie să mergem la evaluare la spital sau rămânem acasă, că și aici este un risc, nu?